Unul dintre firele care străbat întreaga ta carte se referă la rușina de a fi rom și încercările repetate ale familiei de a ascunde această identitate. Scrii chiar la începutul cărții, sunt romă și astăzi sunt mândră să fiu astfel și s-o declar răspicat. N-a fost însă mereu așa. Spui apoi câteva pagini mai târziu că bunicul tău a avut norocul să nu semene cu un rom și tatăl tău își făcea griji să nu semene cu un rom atunci când ieșea la serviciu. Mama ta avea aceleași griji, la fel și unchiul tău. Care a fost pentru tine declicul care te-a făcut să treci de la ascunderea identității la afirmarea ei deschisă? Voința asta de a se afirma și de a trece peste rușine, pentru că este o rușine adevărat, putem vorbi de rușine când tot timpul suntem obligați să ne ascundem și ne îngrijim de faptul că se va afla că suntem romi și deci este automatic și în rațiunea noastră este cum a fi ceva rău. Deci de a fi rom e greșit. Și fiind copil este foarte greu de acceptat și ai foarte multe neînțelegeri, deci foarte multe întrebări, ce este greșit cu mine. Și ai două posibilități de a reacționa. Prima posibilitate este să crezi că într-adevăr este ceva greșit cu tine și să încerci și tu să te convingi că deci nu e bine și stai în fundul clasei și te pui singur, deci izolat de ceilalți și este un eșec și deci consider că este un eșec pentru tine și al doilea posibilitate este cea de a răspunde și de a demonstra că de fapt nu este nimic greșit cu tine și că meriți să fii respectat ca tot ceilalți și că poate că ești și mai bun ca ceilalți. Și cred că asta a fost reacția mea. Chiar dacă la început a fost ceva simțit, deci ceva inconștient, era ceva care... Deci eu vreau inconștient, indiferent de situație, să fiu cea mai bună, să arăt că sunt cea mai bună. Totdeauna în clasă am vrut să fiu și am fost foarte bună, am avut foarte bune rezultate. Cred că asta m-a motivat. Deci să arăt că nu am de ce să mă ascund. Dar ai fost întotdeauna deschisă sau ai avut și tu perioade în care ți-ai ascuns identitatea? La început, da, când eram mic copil, deci am făcut ce părinții ne spune, ne îndemnau să facem. Trebuia să ne ascundem că suntem romi la grădiniță, am încercat să ascund faptul ăsta, dar nu a mers, din păcate. Nu, pentru că în România, la grădinițe, nu aveam prieteni, nimeni nu vrea să dea mâna când era să facem un rând pentru a intra în clasă, deci era foarte greu, nu aveam prietene și chiar dacă încercam să ascund asta, dar puțin cu puțin, deci mi-am dat seama că nu era strategie care am dorit eu să o aleg, nu era soluție. Și când a devenit pentru tine o mândrie sau nu a mai fost o problemă să spui că ești rom? Cred că când m-am maturizat puțin, deci deja din școala primară am afirmat că sunt româncă, că sunt romă, dar erau foarte multe confuzii în capul colegilor mei din Franța și nu prea înțelegeau diferența și la colegiu întotdeauna am afirmat asta și cred că da, din liceu și totuși de la colegiu, de la sfârșitul colegiului, am simțit că da, trebuie să fiu mândru de asta și n-am de ce să-mi fie rușine. Mulți români majoritari sunt nemulțumiți de faptul că se folosește cuvântul rom și nu țigan, tocmai pentru că există confuzie, așa cum ai zis și tu, între români și romi se pune o echivalență totală. De ce îți pui romă și nu țigancă? În primul rând, cuvântul țigan are o accepție foarte peiorativă în România și este o insultă, pur și simplu, este o rușine de a fi tratat de țigan și asta este foarte grav în ziua de azi, pentru că numele unui popor să devină o insultă, să devină ceva rușinos, deci este revelator de ce se întâmplă cu viziunea acestui popor și cum este tratat în mintea noastră, deci tot cum este considerat acest popor. Și este și sinonim, a fost sinonim în istorie a sclav și din cauza asta cuvântul țigan nu este cel care vreau eu să-l utilizez și să-l pun în valoare și în al doilea rând este și un termen exogen, nu vine din comunitate,
și de cauza asta preferă termenul rom, pentru că este un termen în limba romanii care înseamnă om. În încercarea de a merge în Franța, ai ajuns cu familia, mințiți de călăuză, în infernul celei mai mari tabere de rom din Europa, o groapă de gunoi uriașă la periferia Romei. Povestești că ați stat acolo o jumătate de an, timp în care singurul mod de a supraviețui era să cerșim. Cum ajunge un om să cerșească și ce se întâmplă în mintea lui când cerșește? Cum este să fii cerșetor? Este nedescriptibil, este foarte greu și cum ajunge, n-are altă soluție. Pur și simplu, cum am spus, în Italia n-am avut nicio autorizație de ședere, n-am avut niciun document. Nu era posibil nici să te gândești la o muncă, pentru că nu aveai dreptul la așa ceva și eram totdeauna în pericol de expulzare, pentru că n-aveam dreptul de a ședere pe teritoriu. Singura soluție de a supraviețui era cerșitul. Și când n-ai de ales pentru a supraviețui, nu pot să descriu, este ceva foarte greu, este ceva foarte jignitor, este o umilință foarte grea, de care chiar și astăzi nu-mi face plăcere să vorbesc și încă este o durere, putem să spunem așa. Cum ai ajuns dintr-o familie săracă, fără să știi limba franceză, să ajungi în scurt timp prima în clasa ta și acum studentă la Sorbona? Care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmeze și copiii, toți copiii, ca să performeze? Cred că este important și viziunea școlii care o primim în familie, dacă suntem încurajați de părinți, cred că este important și faptul că dacă ai șansa să ai părinți care sunt educați, bineînțeles că ai șanse mai multe să reușești în sistemul educațional, asta se știe, dar nu este neapărat. Dacă avem încurajarea părinților, e foarte important. Și voința, bineînțeles, și munca, cred că ăștia sunt cheile. Și faptul de a avea o curiozitate, de a încerca să ne interesăm realmente la ce facem, la ce învățăm. Deci mie totdeauna mi-a plăcut, eram totdeauna curioasă și îmi plăceau toate materiile. Dar ai spus foarte important că munca, deci pe lângă pasiune, pe lângă faptul că ți-a plăcut, bineînțeles, fără muncă poți să reușești? Nu se poate, deci niciodată nu cred și în niciun domeniu nu se poate să reușim fără muncă, fără eforturi depuse, fără reziliență, deci da, este nevoie de... Câte ore pe zi înveți sau învățai cât erai în școală, nu în facultate, în școală? Câte ore pe zi învățai? Nu, sincer, poate că nu sunt un foarte bun exemplu, pentru că nu munceam foarte mult în afară școlii. N-am avut niciodată nevoie să muncesc mai mult ca marazii mei pentru a avea același nivel sau poate mai bun. Dar, da, acum în master, sunt sinceră, e foarte mult de lucru, pentru că e un master cercetări. Deci e foarte mult de lucru personal. Dar asta depinde de fiecare. Deci, cât e nevoie. Trebuie să muncești cât e nevoie pentru a reuși. De ce ai scris cartea Mândră să fiu romă, care până la urmă e descrierea vieții tale? Cartea avea un dublu obiectiv. Primul obiectiv era să-mi transmit un mesaj celor non-rom, deci pentru gagei. Vreau doar să le deschid ochii, să pun un impuls pentru un apel la toleranță, un apel la face un efort intelectual foarte important de a deconstrui prejudecățile. Prejudecățile sunt o categorie în mintea noastră, pentru că așa funcționează creierul nostru, face categorii și în categoriile astea sunt puse persoane doar din cauza niște criteriilor foarte arbitrare. Și când încercăm să ne deconstruim prejudecățile, este un efort intelectual. Și cred că efortul ăsta se poate face cu cunoștință, deci cu curiozitate. Pentru că prejudecățile sunt doar rezultatul ignoranței. Și cu cunoștințele putem să dobândim și să mergem să depășim aceste prejudecăți. Dincolo de studiile la Sorbona, obiectivul tău este să fii magistrat. Așa am înțeles din carte. Tot de acolo am văzut că te lupți să obții cetățenia franceză pentru a-ți îndeplini obiectivul. Care este stadiul în care ești acum? Am o veste bună, deci am obținut naționalitatea franceză în iulie.
Deci este un obstacol mai puțin pe drumul spre magistratură, chiar dacă nu e deloc ușor, pentru că concursul pentru Școala Națională de Magistratură este extrem de dificil. Sunt conștient de asta și voi face toate eforturile necesare pentru a reuși. Deci în continuare îți menții obiectivul acela de a fi judecător? Da, în ziua de azi, da, judecător este obiectivul primul, dar cred că chiar dacă deci reușesc să ating acest scop, nu mă voi opri la aceasta, pentru că îmi dau seama cu zi cu zi că magistratul, judecătorul, are o misiune foarte importantă și o misiune care îmi place, dar nu cred că este de ajuns și nu cred că este la un nivel care poate influența foarte mult și pe comunitate. Deci, un magistrat tratează cazuri individuale și poate că vreau să mă implic mai mult și pentru comunitatea la un nivel mai puțin mai mare. Deci vrei să faci ceva pentru comunitate dincolo de a fi judecător. Ăsta este un prim pas sau este un obiectiv, da. Dar mai ai alte obiective pe lângă acelea de a fi judecător. Da. Iar unul este cel de a-ți ajuta... Da, și nu numai pentru romi, și în afară, dar cred că asta îmi place, să ajut pe ceilalți și să facă drepturile fundamentale oamenilor să fie respectate. Cred că asta mă interesează. De ce vrei să fii judecător? Ce vrei să faci din această poziție? Este ultima întrebare. Cred că judecătorul este gura legii. Este cel care, din poziția lui de echilibru, poate să facă aplicată legea și are un rol foarte important pentru că este cel care interpretează legea și modul în care trebuie să fie aplicată. Deci, este un actor important în aplicarea justiției. Misiunea supremă este aplicarea justiției. Dar, în același timp, e o misiune foarte grea și... Dar oricum, necesară și de asta vroiam. Deci are această poziție care poate să fie aplicată legalitate și egalitate pentru toți. Egalitate care noi și mulți alții am fost de foarte multe ori lipsiți. Deci ăsta era motivul din care am fost atrasă de această meserie. Când s-a aprins dorința de a deveni judecător? Cred că dorința s-a aprins după accidentul de care am fost victimă și care a fost o injustiție pentru mine, pentru că autorul nu a fost recunoscut responsabil, din contră, eu am fost cea acuzată și cred că această injustiție care am trăit-o m-a împins spre în căutarea spre justiție și... În căutarea adevărului. Adevărului. Scriai în carte, ai povestit acest accident pe care l-ai trăit, dar nu ai spus mai departe. Ziceai că cel care a dat peste tine cu mașina, nu numai că n-a recunoscut că el a fost de vină, a spus că tu ai trecut pe trecerea de pietoni în timp ce semaforul era roșu pentru pietoni și mai mult a cerut familiei tale despăgubiri pentru că mașina a fost avariată ca urmare a acestui accident. Ce s-a întâmplat cu cererile lui? Cred că au fost, s-a dat un răspuns favorabil la cereri pentru că asigurările, asigurarea mea școlară a plătit daunurile cauzate la mașina lui. Dar din ce este bine că în ziua de azi sunt foarte bine și nu mai am nimic și accidentul e doar un suvenir urât, dar asta este... Și poate că și a fost și ceva bun în accidentul acesta, pentru că mi-a dat această voință să merg în căutarea justiției și dreptului.